2022, în spitalele din Republica Moldova, 9 pacienți nu au mai suportat suferința și au încercat să-și pună capăt vieții. Unii dintre ei au și reușit, din păcate. Și anul trecut au fost înregistrate 10 cazuri și au fost 3 decese. Nici în acest an, spitalele nu au fost lipsite de incidente tragice. Sunt deja 2 victime care și-au pus capăt zilelor. Am încercat să aflăm care sunt cauzele acestor tragedii și cum pot interveni autoritățile pentru a soluționa problemele. Vă atenționăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Ancheta internă a arătat că au fost respectate toate procedurile interne. Acest pacient nu a avut nevoie de consultul psihologului anterior, deci într-adevăr a fost vorba de o violență undeva, poate în familie, sau o violență pe parcurs, care poate a indus la acest pacient o schimbare comportamentală, dar nu toți pacienții cu schimbări comportamentale îi consultă psihologul. A fost totuși un suicid care n-a fost posibil de preîntâmpinat. În ianuarie 2023, un bărbat de 68 de ani a murit în timp ce era la Institutul de Medicină Urgentă. A ales singur să-și pună capăt zilelor. Medicii au făcut o anchetă internă, iar poliția a deschis un dosar penal. La fel se întâmplă în toate cazurile în care pacienții își pun capăt zilelor. Problema e consemnată de specialiști în toate spitalele din lume, mai ales în cele oncologice. Cei care coordonează domeniul de sănătate încearcă să explice aceste tragedii, iar răspunsul a fost creșterea în rândul populației generale și, la nivel global, a ratei suicidale. Găsim scuze întotdeauna e ușor. Asta n-ar trebui să ne liniștească. Invers, ar trebui să ne gândim că, bine, nivelul global e foarte mare și acolo e greu de intervenit și, respectiv, poate putem noi gândi ceva ce ar ajuta și la nivel global. Ministerul Sănătății are anumite ordine și propriu-zis încearcă să fortifice prevenirea suicidului și sunt anumite acțiuni pe care le-a făcut și în primul rând este ordinul Ministerului Sănătății și ghidul propriu-zis de siguranță a pacientului și acest ghid în capitolul 3 și 10 foarte bine stipulat care sunt acțiunile medicilor pentru preîntâmpinare, pentru că sunt chestionare pe care se întreabă pacienții pentru un potențial gânduri suicidale. În discuțiile cu reprezentanții spitalelor în care au avut loc aceste tragedii, li s-a spus că pacienții au avut schimbări de comportament sau chiar halucinații. Un exemplu recent este în ianuarie 2024 la Institutul Oncologic. Era seara târziu când un bărbat de 56 de ani spitalizat pentru radioterapie a căzut de la înălțime. Pacientul suferise de o tumoră în zona creierului, iar medicii confirmă că exista riscul ca aceasta să-i afecteze centrele responsabile de comportament și gândire. În același timp, medicii califică acest caz drept un accident. În acea seară, după cădere, potrivit analizelor făcute de medici, bărbatul suferise doar o luxație. Ca până dimineață, de acum când a venit echipa de gardă, pe la orele 6 la 7, pacientul a decedat. Dar nici ecografia, nici examenul analizelor care au fost efectuate pe urgență, că este laborator de urgență, n-au elucidat nici o problemă, să zicem, care ar putea duce la decesul pacientului. Din spusele pacienților din salon și a personalului de gardă, deci el avea un comportament, să zicem, neadecvat, avea halucinații uneori. Câțiva pacienți din salon, vecinii, ne-au spus că el aude glasuri. În urma acestui caz a constatat vreo greșeală a actului medical? Nu, nu. Deci dumneavoastră cunoașteți că în cazul Institutului Oncologic a fost vorba de suicid? Păi, pacientul, asta și da, deci nu că e tentativă de suicid, dar este suicid și ceea ce cunoaștem noi și rezultatele, pacientul având un diagnostic, să zicem, nefavorabil pentru el, bine, suicidul este și un accident, deci o chestie de interpretare. O tragedie s-a înregistrat și la Spitalul Raional Soroca în decembrie 2023. Victima a fost un bărbat de 66 de ani, internat în secția de chirurgie și aflat la evidența psihoneurologului. În spital s-a aflat de asta abia după moartea pacientului.
Asistentele medicale erau ocupate prin saloane, pacientul de sine stătător a părăsit salonul. Se vede că a făcut o stare psihotică tranzitorie, acută, care poate să apară nu numai la orice pacient, dar mai ales la așa pacienți care sunt consumatori de alcool. A făcut un delir cu niște halucinații vizibile. Dumnealui avea și acasă crize de acestea, de hiperexcitare, și se afla la evidență la narcolog și psihoneurolog. Dumneavoastră, când l-ați internat, ați știut că este la evidență, da? Știți, nu am. Cred că am, din spusele soției, noi am știut că dumnealui este consumator de alcool. Dacă este la evidență. Dacă este la evidență, noi am aflat pe urmă. Tot în decembrie 2023, un alt pacient de 76 de ani s-a sinucis la Spitalul Sfânta Treime din Chișinău. Reprezentanții instituției au refuzat să ne ofere explicații. O lună mai târziu, în curtea aceleiași instituții, a fost găsit trupul nesuflețit al unui pacient în vârstă de 63 de ani. Tragedia s-a produs după aproape două săptămâni de la internare. Pe data de 7, pacientul, deci fără a anunța pe cineva, a părăsit secția. Ce s-a întâmplat mai departe, bineînțeles că administrația a reușit să anunțe rudele și, bineînțeles, organele care, deci poliția. La internare a fost consultat de un psiholog pentru a vedea starea lui? Vedeți, dumneavoastră, când e vorba de o patologie gravă, se includ medicii, pentru că în prim plan este patologia care e nevoie să fie cupată, să fie, dacă e vorba de o situație în care prevalează durerile. Conducerea instituției a declarat doar că pacientul a părăsit spitalul fără a anunța pe cineva. Surse din cadrul anchetei au declarat pentru TVR Moldova că bărbatul ar fi căzut de la etaj și a fost găsit abia după ce s-a topit zăpada. Ipoteza a fost negată de administrația unității sanitare. Pacientul, fiind la a treia zi de spitalizare, la ora 16:40, a fost văzut de personalul medical cum părăsește secția prin fereastra pe care a deschis-o. Secția se află la etajul 1, cu fereastra la înălțimea de 1,2 metri de la pământ. Personalul medical a încercat reținerea pacientului, ceea ce nu le-a reușit. Cu regret, persoana nu a fost găsită decât peste 15 zile, într-un loc dosit, ascuns și nu acoperit de zăpadă. Un caz ce putea fi tragic a fost înregistrat și la Spitalul Ștefan Vodă în septembrie 2023. Din fericire, pacientul de 38 de ani a supraviețuit tentativei de suicid. Înainte de incident, pacientul a fost consultat de psihologul spitalului și urma un tratament. În salon separat, el, tatălui, a convenit să asiste la tratament. Avea unele devieri, dar neînsemnate. Dar avea tratamentul respectiv, chiar în ziua aceea a fost văzut de medici specialiști neuropatologi. De exemplu, dacă în cadrul unei instituții spitalicești, medicul observă că sunt anumite deveri și nu este în anamnesticul pacientului, deci este un caz nou, propriu-zis, medicul este, nu numai că este obligat, dar după protocol necesită un consult neapărat a unui psihiatru și în urmare a consultului psihiatrului se ia anumite decizii ce tip de tratament. Marea majoritate este un tratament medicamentos, în primul rând de a opri crizele sau accesele sau furie acută. Pacientul va fi imobilizat, iarăși este ghid de mobilizare, deci nu este cum conceptele, cum filmele de pe timpuri. Cu excepția Spitalului Raional Ștefan Vodă, aproape toți reprezentanții spitalelor unde au avut loc tragediile ne-au declarat că pacienții nu au necesitat un consult al psihologului sau psihiatrului, deși tot ei au subliniat faptul că persoanele au avut schimbări de comportament sau halucinații. Noi am socotit de cuvinț că este vorba de urmările tratamentului pe creier. Tratament destul de invalidizant. Cine nu are comportament straniu într-o instituție, mai ales ca a noastră, când pacientul a fost operat la creier? Psihologi sunt, trei psihologi, echipa, dar ei se ocupă
mai mult cu consolarea, cu psihoterapia pacienților. Institutul de Medicină Urgentă are psihologi în dotare, ei sunt mai mult pentru pacienți, sunt la Centrul Național de Epileptologie. La necesitate ei vin în staționar, mai ales atunci când avem pacienți care își pierd rudele în accidente rutiere sau și ei au supraviețuit, sau pacienții care suferă intervenții chirurgicale la boreoase. Nu avem noi așa specialist, nu avem psiholog, suntem singuri medici, noi psihologi, cu părere de rău. Nici nu sunt specialiști, am înțeles că așa avem un psiholog în teritoriu. Ne isprăvim noi cu puterile noastre și apelăm mai des la doamna psihiatru. Foarte des ne întâlnim cu așa cazuri unde pacienții fac stările astea psihotice, care sunt destul de agresivi. Sunt instituții în care ar trebui să fie psiholog și nu există în prezent? Nu există așa ceva, chiar dacă el nu sunt sau pe moment, dar serviciul este, sunt contractați specialiștii, dar acestea sunt unități, deci fiecare instituție are și psihologi și psihiatri care activează. Anchetele făcute în cazurile din 2023 au stabilit că toate decesele au fost în urma suicidului, iar poliția susține că nu au fost motive pentru a face mai multe investigații. Noi stabilim dacă nu este un aspect infracțional care stă în spate, care a determinat persoana să recurgă la acest gest. Ori însăși, norma penală prevede anumite agravante. Ele sunt cazuri de trafic de ființe umane, trafic de organe, traficul de copii, victima violenței domestice în caz că a survenit suicidul, urmarea violenței domestice și încălcarea egalității de drepturi a cetățenilor. Ia că doar în aceste cazuri, când constatăm, se inițiază urmărirea penală. Cazuri anume ca să fie pacienți de la instituții medico-sanitare și ca consecință unor infracțiuni n-am constatat. Reprezentanții Ministerului Sănătății ne-au spus că iau măsuri pentru a reduce rata suicidurilor, sunt organizate traininguri pentru medici și se lucrează la noi abordări, mai ales pentru a comunica pacienților diagnosticele grave. În toată lumea este un grad de deschidere cel puțin a serviciului oncologic. Noi ne-am îngrădit cu garduri în jur. Clar că sunt anumite etape când deja, din punct de vedere medical, nu se poate acționa, dar asta nu înseamnă că e punct aici. Se necesită anumite grade de consiliere. Am discutat la Consiliul de Administrare cu colegii să formăm acest traseu și să formăm o echipă multidisciplinară și un centru de coordonanță a acestor pacienți. Iar potrivit expertului în sănătate publică, Ala Tocarciuc, suicidul în rândul pacienților este o problemă gravă care trebuie soluționată. E normal să începem să vorbim. 1. 2. Să vedem de unde putem coopta psihologi dacă ei sunt. Asta ar fi o măsură temporară. Niște instruiri elementare pentru medici specialiști, pentru că am văzut că sunt multe proiecte cu mental health acum în Moldova. Cred că tot ar ajuta ca să un pic să dezvolte capacitățile medicilor să se uite și în direcția asta inclusiv. Cred că aici e problema. Nu la timp cineva a semnalat că acest om are nevoie și de alt ajutor, nu doar de medical. Persoanele cu probleme emoționale sau care au gânduri suicidale sunt îndemnate să apeleze la linia verde antisuicid. Pot apela la telefonul afișat pe ecran sau pot scrie un mesaj pe e-mailul ajutor@aronpentruviata.md.